În timp ce țările din vestul Europei au luat măsuri dure pentru oprirea răspândirii tulpinii Omicron, România a anunțat relaxări în perioada sărbătorilor de iarnă. Experții în sănătate spun că aceasta nu a făcut decât să grăbească venirea valului 5 al pandemiei. Noua tulpină sud-africană Omicron are șanse să devină dominantă în următoarele 2-3 săptămâni, având o rată de transmitere de 3 ori mai mare decât tulpina Alfa. În ultimele zile au fost identificate 30 de cazuri de infectare cu Omicron, din 85 de probe COVID pozitive analizate aleatoriu prin testul PCR. Dată fiind distribuția relativ uniformă a probelor identificate cu Omicron în orașele mari, este cert că această tulpină se transmite deja comunitar în România și cel mai probabil va deveni dominantă în următoarele 2-3 săptămâni, se arată într-un comunicat recent MedLife. După această relaxare pe care am avut-o de sărbători, vor crește cazurile de COVID? Eu cred că da. Că prea multă distracție, prea puțină distanțare. Prea puțină port mască și... Da, eu zic da. Și totodată credeți că se vor băga din nou acele restricții? Bănuiesc că da. Una dintre ele cred că e cu masca. Da. Am înțeles că din nou or să ne oblige să purtăm mască. Vom vedea ce. Dacă pe loturile anterior studiate nu au existat suspiciuni de infectare cu Omicron, în ultima săptămână din 85 de probe au fost identificate 30 de cazuri cu noua tulpină, ceea ce indică trendul îngrijorător în ceea ce privește răspândirea acesteia. Contactul oamenilor prilejuit de sărbătorile de iarnă a dus la o răspândire comunitară semnificativă a noii tulpini.